Antonia Primar, dau citire procesului de acord numărul 1 al ședinței consiliilor din Consiliul Comunal Rătușeni, partea blocului electoral acum, da, PAS, privind constituirea fracțiunii. Au fost prezenți Iurie Madan, Ienadie Nedreaga, Rodica Gandraman, Viorica Vedetoi, Mariana Posu, Ion Isar, Nicolae Bulat, Irina Osoian, Aurel Bursu, Nicolae Strulea, Vasile Grozav. Ordinea de zi. Constituirea fracțiunii blocului electoral acum la PAS în cadrul Consiliului Comunal Tușeni. Prima întrebare. A doua. Solicitarea de asociere a consilierului Vasile Grozav la fracțiunea blocului electoral acum la PAS. A treia. Alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului fracțiunii blocului electoral acum la PAS. Aprobarea textului declarației cu privire la constituirea fracțiunii blocului electoral acum da PAS. Acest proces verbal, nu știu, îl dau citire integral sau vi-l oferim și îl anexați la... Probabil, cine este organele? Eu am să dau citire, da, la fracțiunii constituire. Deci s-a decis noi consilierii blocului acum. Inclusiv am dat curs solicitării domnului Vasile Grozav de a se alătura fracțiunii noastre. Am constituit fracțiunea din 11 persoane, 11 consilieri. Cei care am dat citiri care au fost prezenți și formează această fracțiune. S-a decis alegerea președintelui fracțiunii, domnul Iurie Madan. La propunerea unui consilier, adică propunerea mea, am introdus doi vice, adică nu doar un vice să avem, doi vice, se mai întâmplă, mai avem situații când putem să simtă servici sau ceva, să nu vă substituiesc. Deci o să avem doi vice, Ienadie Nedreaga și Gandraman Rodica. Secretarul fracțiunii este Viorica Berigoi. Și avem și o declarație, o dăm citire. Declarație. Prin prezenta, să semnați consilierii din Consiliul Comunal Tușeni, din partea blocului electoral acum da PAS, declarăm constituirea fracțiunii blocului electoral acum da PAS în Consiliul Comunal Tușeni următoarea componență. Iurie Madan, Ienadie Nedreaga, Rodica Gandraman, Viorica Beredoi, Mariana Apostu, Ion Isac, Nicolae Bulat, Irina Osoianu, Aurel Rusu, Nicolae Strulea, Vasile Grozav. Fracțiunea va fi o forță nouă în comună, care va promova interesul public, va spori la îmbunătățirea și dezvoltarea comunității, la beneficiul locuitorilor comunei Tușeni, la dezvoltarea cu adevărat durabilă și europeană a comunității. Ne adresăm către consilieri aleși prin votul de încredere al locuitorilor comunei Tușeni, la toți care au atitudine constructivă de o dezvoltare europeană a comunei, să susțină fracțiunea blocului electoral acum da PAS, pentru a desfășura în localitate și în Consiliul Comunal o activitate eficientă, benefică, în interesul comunei Tușeni și a locuitorilor săi. 12 noiembrie anul 2019. Asta este declarația noastră. Următorul.